Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Ca întotdeauna, după ce am cântat Preacurate Fecioare Maria, aceea pe care o iubim așa de mult, Mama lui Dumnezeu, dar și Mama noastră, să cerem lumina și darurile Duhului Sfânt pentru a participa cu folos la cateheza din această zi. Inimile credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Iubiți credincioși, care sunteți în comuniune cu noi, cei din Catedrala Sfânta Maria Regină din Iași, sunteți în comuniune cu noi prin intermediul televiziunii, radioului și internetului. Continuăm catehezele propuse de aici, de la Catedra Episcopului din Iași, pe tema Sfintei Liturghii în special, dar și a celorlalte celebrări liturgice, cu probleme practice legate de Sfintele Celebrări, pentru ca participarea noastră la ele să fie totdeauna cu mare demnitate, dar și cu mare folos spiritual pentru viața noastră de credință.
Am văzut în ultima cateheză mai multe lucruri, chiar cu detalii, despre locurile liturgice. Și vă spuneam că natura întreagă este casa lui Dumnezeu. Prin urmare, oriunde ne putem închina lui Dumnezeu. Dar locul privilegiat al întâlnirii omului cu Dumnezeu este Hristos însuși. El este templul lui Dumnezeu. Dărâmați acest templu și eu îl voi zidi în 3 zile. Și spune evanghelistul că Iisus se referea la templul trupului său. Creștinii, noi, cei botezați, prin botez am devenit temple ale lui Dumnezeu, preoți, altare și jertfe vii. Primii creștini nu-și construiau temple pentru rugăciune, fapt care îi făcea pe păgâni să-i acuze că sunt atei, ceea ce însă nu înseamnă că primii creștini nu se adunau în anumite locuri pentru a participa la Sfânta Liturghie, cum îi spuneau ei la început, frângerea pâinii. Care sunt lăcașurile de cult în care oamenii sunt chemați să se închine lui Dumnezeu? Și v-am răspuns și explicat bisericile noastre. Și de aici cu explicații despre bazilică, despre catedrală, despre dom, colegiată, criptă, capelă. Pe toate acestea le-am explicat la ultima cateheză. Acum mergem mai departe să vedem care sunt componentele unei biserici, unui loc unde noi ne adunăm, cum este și aici în catedrală, biserica unde celebrează episcopul la principalele sărbători din timpul anului, dar tot biserică, numită catedrală, pentru că aici este catedra, scaunul episcopului. Care sunt componentele unei biserici în care noi ne adunăm ca să dăm cult lui Dumnezeu, să ne închinăm lui Dumnezeu și mai ales să celebrăm Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie? Este vorba aici despre biserica materială, construcția bisericii. Biserică pe care o scriem cu literă mică când vorbim de ea ca și construcție, exceptând cazul în care este la începutul propoziției și atunci punem literă mare. Când vorbim de biserică ca și instituție, atunci scriem oriunde în text cu literă mare, biserică. Biserica aceasta materială, construcția bisericii, este o imagine a bisericii cu B mare ca trup mistic al lui Hristos. Și ca model pentru construirea bisericilor creștine, s-a luat la început și încă multă vreme, chiar și în zilele noastre, modelul bazilicii civile romane, unei case mai mari, deosebite, în care se întruneau romanii. În felul acesta avem ca elemente constitutive ale unei biserici următoarele. Mai întâi, așa numitul atriu, care ar însemna curtea bisericii. De regulă, de formă dreptunghiulară. Atriul acesta sau curtea bisericii, înconjurată fiind de zid și de multe porticuri, porți de intrare ca și de ieșire a credincioșilor. În acest atriu se afla
întotdeauna o fântână. În limba latină, cantarus. De ce? Pentru spălarea credincioșilor în semn de purificare înainte de a intra în biserică, în casa Domnului. Pentru că în casa Domnului se cuvine să intrăm purificați, cu cele mai bune intenții, cu inimă curată. Și era un simbol extern, această spălare a credincioșilor la fântâna situată în acest atriu, în curtea bisericii. Mai târziu, locul acestei fântâni a fost luat de baptister, o clădire separată de biserică în care erau botezați creștinii după ce făceau pregătire, pentru că atunci, fiind pe la începuturile creștinismului și apoi multă vreme după, erau primiți la botez oamenii maturi și erau pregătiți pentru această vreme îndelungată. În timpul Paștelui era intensificată această pregătire a lor, a acestor candidați la botez cu numele de catehumeni, și în noaptea de botez de Paște erau botezați în acest baptister, această clădire din atriu, din curtea bisericii. Și mai apoi, când n-au mai fost nici aceste atriumuri, au rămas doar, găsim în marele bazilici, la Roma, cum este, și în alte părți, ca amintire aceste baptistere. Când a început să fie administrat botezul copiilor, nu mai era nevoie de aceste clădiri și se folosea, cum se folosește și astăzi în ritul nostru latin, botezul prin turnare, nu prin scufundare, că la scufundare era un bazin mare, o să vă explic eu în altă cateheză. Când n-au mai fost niște aceste baptistere, locul acelei fântâni din atriu, din curtea bisericii, l-au luat, să spunem, aghiazmatarele, care acum sunt uscate la intrarea în biserică, pentru că e pandemie, pericol de contaminare. Acesta era atriumul, deci curtea bisericii. Apoi era vestibulul sau nartexul, partea chiar din fața bisericii, locul unde stăteau catehumenii, cei care nu aveau primit botezul, dar erau înscriși pentru botez și făceau cursul acela de pregătire. Și tot în acest vestibul, partea din față de intrare la biserică, stăteau și păcătoșii publici, care făceau pocăință publică. Aceștia din urmă stăteau în biserică numai până se terminau lecturile de la Sfânta Liturghie. Când începea partea a doua, principală, liturgia eucaristică, păcătoșii aceștia erau îndemnați, invitați să iasă afară pentru pocăința publică, tocmai în acest vestibul, în acest nartex. Apoi era intrarea propriu-zisă în biserică, cum avem și în catedrala noastră, dar aceasta fiind de modernă, construcție modernă, arhitectură modernă, să ne amintim de catedrala veche, că o avem acum, dar încă este în lucru pentru o renovare totală. Intrarea în biserică, și când era vorba de biserici mari, erau trei intrări. Catedrala noastră veche, fiind mică, are o singură intrare în față, o singură ușă de intrare. Aceasta nouă, vedeți, are trei uși de intrare. Dar când erau construcțiile, și sunt și acum bisericile vechi, după stilul roman, cu o navă principală și altele două laterale, erau tot trei uși de intrare, una în centru și apoi pentru fiecare navă laterală era o ușă de intrare. Erau trei uși de intrare. Și acestea trei aveau simbolismul lor. Aminteau și amintesc și acum de sacramentele inițierii creștine, botezul, mirul și Eucaristia, prin care se intră în împărăția lui Dumnezeu.
continui să explic acum alte componente ale bisericii, navatele, dacă erau trei uși de intrare, ele corespundeau fiecare unei navate, navata principală și apoi două navate laterale, secundare. Mai nou sunt în bisericile mai noi și emporiile sau balcoanele, cum avem și aici, vedeți? Tocmai pentru a câștiga cât mai mult teren, să încapă cât mai multă lume în biserică. Era cândva o disciplină în biserică și a fost multă vreme în biserică această disciplină ca în biserică bărbații să stea separați de femei. Și în unele biserici, comunități chiar de ale noastre, se păstrează încă acest obicei vechi, dar sănătos. Când se intra în biserică și erau trei navate, într-o parte, în partea dreaptă de intrare, stăteau bărbații, în partea stângă stăteau femeile. Era această disciplină în biserică. Așa era pe vremuri și la sinagogă. Bărbații separați de femei, în cadrul celebrărilor sfinte. Explicația o dă și Sfântul Augustin. Spunea că era o pietate sănătoasă aceasta, ca cei care participau la liturghie să se poată concentra mai ușor, să nu le zburde ochii sau zboare ochii în dreapta și în stânga. Iar Sfântul Hipolit spune că era necesară o atare separare, bărbați, femei, la celebrările sfinte, mai ales pentru faptul că, v-am spus în altă cateheză, în cadrul liturghiei se dădea semnul păcii prin sărut. De aceea se și spunea sărutul păcii, care acum la noi este întrerupt în forma de a ne da mâna, că s-a schimbat modul, pentru că este pandemie. Dar multă vreme la început era sărutul păcii și, ca spune Sfântul Hipolit, să-și păstreze caracterul său de rit liturgic și să nu se degenereze, că omului păcătos și ușor poate cădea în păcat, de aceea spune că era binevenită această regulă stabilită în biserică. Bărbații să stea într-o parte, numai bărbații, femeile în altă parte. Iar Sfântul Grigore Nisenul mai aduce un argument aici. Spunea el, era această separare ca să se formeze în biserică două coruri care să se roage și să cânte alternativ la fiecare sfântă liturghie. De exemplu, când se cânta înainte la liturghia, numai în limba latină. Și lumea știa, chiar dacă nu știa latină, dar le intra în cap și știau pe de rost textul din limba latină la Gloria, la Credo, la Sanctus, dar mai ales la Gloria, cântau alternativ. Bărbații și răspundeau femeile, bărbații și răspundeau femeile, erau frumusețe. Eu mi-aduc aminte când eram copil în satul meu natal și apoi când am crescut chiar mai mare, până se introduce limba română în liturgie, se făcea limba latină și lumea știa pe de rost. Misa de Angelis, la Gloria, la Credo, la Sanctus, și cânta toată lumea în biserică, chiar dacă nu înțelegea latină. Tot repetând, și erau frumusețe, cum cântau alternativ. Bărbații răspundeau femeile, bărbații și răspundeau femeile. Normele liturgice actuale nu mai prevăd nimic în privința aceasta, separarea bărbaților de femei când intră în biserică, deși ar fi frumos, unde este posibil, să se respecte, pentru că e ceva, cum spune Sfântul Augustin, o pietate sănătoasă în biserica noastră. Este de dorit totuși că atunci când venim la biserică și bărbații și femeile să fie toți îmbrăcați ca pentru biserică, adică să fie îmbrăcați decent, ca pentru casa lui Dumnezeu. Eu mi-aduc aminte în cei 41 de ani de care am împlinit chiar în sărbătoarea Sfinților Petru și Paul de preoție, în parohiile pe unde am lucrat, am slujit ca preot, chiar recomandam acest lucru credincioșilor,
și le spuneam așa, înainte de a veni la biserică, vă rog, bărbați și mai ales femeile, partea feminină, cum tot vă uitați mereu în oglindă și vă aranjați, și nu-i ceva rău, înainte de a veni la biserică, când vreți să participați la Sfânta Liturghie, uitați-vă în oglindă și întrebați-vă, cum m-am îmbrăcat eu acum? Este demn ca să stau în casa lui Dumnezeu? Și dacă spune conștiința că nu-i demn, corectează-te, ia haină adecvată pentru casa lui Dumnezeu, ca să te poți ruga în casa lui Dumnezeu. Nu ca să zboară ochii în dreapta și în stânga sau să atragi privirile. Atât bărbații așadar, cât mai ales femeile, mai ales în timpul cald, și am început acum, suntem în timpul verii, ca să nu fim motiv de scandal pentru alții, la biserică să venim îmbrăcați cât mai decent. Adică venim să ne închinăm Domnului la biserică. Nu venim la biserică să ne etalăm moda, să vadă lumea ce haine mi-a mai cumpărat, cât de cochetă sunt, sau bărbații chiar. Îmbrăcăminte extravagantă, să atragem atenția. Nu, dacă mergem cu astfel de gânduri, mai bine stăm acasă. Noi mergem la biserică să participăm la Sfintele Taine. Și de aceea să avem și o îmbrăcăminte adecvată pentru casa lui Dumnezeu. Nu mai spun cei care sunt angajați și pregătiți ca să citească lecturile la Sfânta Liturghie sau la alte celebrări. Cu atât mai mult ei care apar în față să fie îmbrăcați demn, decent, ca pentru un adevărat slujitor al bisericii care proclamă cuvântul lui Dumnezeu și lumea să fie atentă la ceea ce citește, nu cum s-a îmbrăcat, cât de fisticiu e îmbrăcat și așa mai departe. Cred că toată lumea înțelege acest lucru. Asta a fost în paranteză pentru că se potrivea aici pentru, cum spuneam, obiceiul străvechi în biserică, separarea bărbaților de femei în cadrul celebrărilor sfintelor slujbe. Mai departe, elementele constitutive ale bisericii, transeptul sau, cum îi spunem noi mai plastic, cruciera sau navata transversală. Aici nu avem, pentru că biserica este modernă, această catedrală nouă, dar catedrala veche, cei care sunteți din ea și ați intrat de atâtea ori în ea, ca și în alte biserici de tradiție, au această crucieră, adică spre prezbiter, spre față, mai este o retragere în partea dreaptă și alta în partea stângă și formează biserica un fel de cruce, de-aia spunem crucieră. Dacă sunt trei navate, navata principală și două laterale, este și aceasta transversală, care formează ca o cruce. Transept se mai numește. Această navată transversală, prezentă la multe biserici vechi, nu acestea moderne, îi dă bisericii forma de cruce. Fie crucea latină, dacă navata principală este mai lungă și aceasta transversală este mai scurtă, este crucea latină, sau dacă este exact împărțită în două, navata principală și această crucieră sunt egale, aceasta este forma greacă, orientală. În această formă a bisericii, creștinii pot să vadă imaginea lui Hristos, chiar din arhitectură, vedeți? Imaginea lui Hristos, crucea, crucea lui Iisus, cel care și-a dat viața murind pe cruce pentru noi, capul lui Hristos fiind prezbiterul, într-o atare arhitectură, brațele fiind această crucieră, acest transept, iar restul trupului fiind navata principală sau navatele laterale împreună cu cea principală. Ei se poate reflecta și la trupul mistic al lui Hristos, adică biserica pe care noi o formăm, noi cei botezați.
Biserica pe care o formăm noi și care stăm în navata principală, ca și în navatele cele laterale, ca și în cea transversală, capul fiind mereu Hristos, prezbiterul, despre care o să vă explic îndată mai multe detalii. În crucieră, acea parte sau navată transversală, în această crucieră, în dreapta și în stânga, multă vreme stăteau călugării. Călugării într-o parte, călugărițele în cealaltă parte și formau așa numita Schola Cantorum, care conducea cântările la Sfânta Liturghie, în special și la celelalte celebrări. Și mai ales când era și ajuta și poporul din biserică, cum vă spuneam, separați bărbații într-o parte, femeile în alta, călugării care formau Schola Cantorum, corul, a spunem noi astăzi, îi ajutau bărbații călugări pe bărbații din biserică, călugărițele pe femeile din biserică și formau un cor minunat, un răspuns, o participare vie, activă la fiecare sfântă liturghie. Prin secolul al XVI-lea s-a construit corul, corul Cafas, care era sus la intrarea în biserică, cum avem și noi aici, este și în Catedrala Veche. Dar la început nu era în arhitectura bisericii, cum nu veți vedea multe din bisericile din Italia, romane. Nu este corul sus. Dar din secolul al XVI-lea, în arhitectura bisericii, s-a ridicat și acest cor, cu avantaje, dar și cu dezavantaje. Pentru că prin construirea acelui cor cu orga, instrumentul de sunat, de acompaniat, se îndepărta Schola Cantorum de preotul, de la altar și slujitorii altarului și se făcea un dialog între preot și cor pe deasupra capetelor credincioșilor. Acesta era un dezavantaj. Și de preferat, cât mai aproape să fie corul de altar, acolo unde este posibil. Vedeți, acum, în timpul săptămânii, avem orga jos aici, ca să fie mai aproape de preoți și cei care participă în timpul săptămânii la Sfânta Liturghie să poată să participe și ei cu cântarea lor împreună cu dascălul care conduce cântarea la fiecare Sfântă Liturghie. Deci acesta era transeptul, cruciera, pe care v-am explicat-o. Mai departe, alte elemente constitutive ale bisericii. Prezbiterul aici sus, numit și apsida bisericii, se află, cum vedeți, la opusul intrării bisericii și este puțin mai ridicat decât restul bisericii. Este locul rezervat clerului și celor care slujesc la Sfânta Liturghie și la celelalte celebrări liturgice. În prezbiter, așa cum vedeți, se află în special masa de jertfă, masa Sfântului Altar. Se află tabernaculul, se află pupitrul de unde se citesc lecturile, se află scaunul prezidențial pentru preoți acolo și aici, fiind catedrală, scaunul episcopului numit catedră. Se află credența, este o măsuță, o să vă explic eu îndată, nu știu dacă în seara aceasta, măsuța pe care, vedeți, sunt puse vasele sfinte pentru celebrarea Sfintei Liturghii. Așa se numește, a credență, nu credință, ci credență. Deci aici, în prezbiter, vedeți, înainte, prezbiterul acesta era separat, multă vreme, separat de restul bisericii printr-un grilaj. Deci tot arăt aici în catedrală, numai că forma este modernă aici. Să ne închipuim că suntem în Catedrala Veche. Era un grilaj, pentru că acolo, în prezbiter, se adunau preoții canonici și celebrau, făceau breviarul, rugăciunile în comun. Și erau separați de restul bisericii printr-un grilaj, care la un moment dat a dispărut și a rămas din grilaj doar banca de împărtășanie. Cei mai în vârstă vă aduceți aminte, orice biserică avea banca de împărtășanie. Credincioșii veneau și se așezau în genunchi,
ca să primească Sfânta Împărtășanie în cadrul Sfintei Liturghii. La oriental, de la cel grilaj, a rămas iconoclastul. Și ați văzut, de atât nu există credincios catolic care să nu fie intrat și într-o biserică orientală, fie la greco-catolici, fie la ortodoxi, și să vadă acel iconostas. Ei bine, prezbiterul este rezervat bărbaților. Dintotdeauna așa a fost în biserică. Episcop, preoți, diaconi sau alți slujitori ai altarului la Sfânta Liturghie. Femeilor nu le era permis să stea aici, în cadrul celebrărilor sfinte, în prezbiter. Femeilor li se pot încredința servicii în afara prezbiterului. Și nu trebuie să înțelegem lucrul acesta ca o discriminare, pentru că astăzi se vorbește mult de emanciparea femeii, egalitatea femeii în drepturi, ca și bărbatul. Dar erau niște reguli foarte sănătoase în biserică, ca în prezbiter să stea bărbații, iar femeile care aveau un rol în cadrul celebrărilor, să stea lângă sau aproape. Acum vedem aici când vin la lectură, la citit, urcă totuși pentru că s-au scos multe din aceste reguli vechi, dar se recomandă, acolo unde e posibil, să se păstreze. Și sunt în multe biserici unde pupitrul de la care se citește nu este sus, în prezbiter, ci jos undeva pus pupitrul pentru lecturi la Sfânta Liturghie, indiferent că citesc bărbați sau femei. Tot pe bolta prezbiterului, în multe biserici se păstrează și astăzi și este fie pictat chipul lui Hristos răstignit sau Hristos Pantocrator, așa cum cel care este așteptat să vină pe norii cerului ca judecător suprem. Deci acesta este prezbiterul. Prezbiterul de la prezbiter, preotul. El stă aici și toți slujitorii altarului. Mai departe, altarul. Masa de altar, masa de jertfă. Am mai spus-o la alte cateheze și sublinez acum ca să rețineți bine toți. Este obiectul cel mai important dintr-o biserică catolică, dar și orientală. Este masa de jertfă. Obiectul cel mai sfânt și vrednic de cinstire și de respect dintre toate lucrurile care se află într-o biserică. Trebuie să fie în centrul atenției noastre întotdeauna când intrăm în biserică. Când intrăm în biserică, prima privire este la masa de jertfă, acolo unde Dumnezeu coboară la fiecare sfântă liturghie și sub chipul pâinii și al vinului ni se oferă nouă ca hrană și apoi rămâne mai departe, o să vă explic și lucrul acesta, în tabernacol, cum avem acolo pe fundal aici în catedrala noastră. Dar obiectul cel mai important este masa de jertfă. Dacă n-am avea masa de jertfă, n-am avea nici tabernacul unde se păstrează Sfânta Eucaristie, sub chipul pâinii, așa cum vine Iisus la fiecare sfântă și dumnezeiască liturghie. Altarul este, în primul rând, masa Domnului, masa ospățului sau a cinei Domnului. Aici, la acest ospăț, suntem noi invitați să ne hrănim cu trupul și cu sângele lui Iisus Hristos. Dar altarul, masa de altar, este și locul unde se săvârșește jertfa lui Hristos de pe cruce. Că așa am învățat încă de mici la catehism, că Iisus la fiecare sfântă liturghie, pe sfântul altar, care este ca un calvar, muntele calvar, Iisus își reînnoiește jertfa de pe calvar, numai că în mod nesângeros, dar este aceeași jertfă cu aceeași putere mântuitoare ca jertfa de pe cruce, de pe calvar. Acea jertfă care a dus la desăvârșire toate jertfele din Vechiul Testament.
care erau jertfe de animale, mai ales de miei, Iisus fiind mielul care a luat asupra sa păcatele lumii și care a fost jertfit el însuși ca miel al lui Dumnezeu, pentru ca prin sângele lui noi să avem viață, să dobândim mântuirea pierdută din cauza păcatelor. Altarul așadar este simbolul lui Hristos, preot, victimă și altar. La început altarul era o masă obișnuită, de lemn. Mai apoi a fost folosită o masă de piatră, amintind de Hristos, care este piatra de temelie sau piatra din capul unghiului. Inițial era și un singur altar în biserică, apoi s-au construit mai multe altare și acum, în noua reformă liturgică, s-a revenit tot la un singur altar în fiecare biserică. Un timp îndelungat erau mai multe altare pentru că a crescut numărul preoților și nu era permisă concelebrarea, cum vedeți că este permisă și chiar recomandată în mod oficial de Sfânta Biserică, să concelebrăm la aceeași masă, ca semn al unității, al fraternității. Dar e bine să cunoaștem și un pic din istoricul acesta pentru cultura noastră generală, cel puțin. La început, altarul, simbolul lui Hristos, era așezat la intrarea în prezbiteriu, cum vedem aici. La intrare în prezbiteriu și avea deasupra lui un baldachin sprijinit pe patru coloane. Cei care au fost în Italia, în Bazilica San Pietro, și nu este singura bazilică sau biserică mare din lumea noastră occidentală, unde puteți observa acest lucru, altarul având deasupra un baldachin susținut de patru coloane, sunt renumite cele din San Pietro. Și acest baldachin era un semn, un simbol al regalității lui Hristos, întrucât asemenea baldachine se găseau deasupra tronurilor regale. Deci nu era pus întâmplător. Ulterior, altarul a fost împins la perete și chiar lipit de perete. Așa a fost multă vreme lipit de perete. Ultima reformă liturgică a stabilit ca altarul să fie distanțat de perete ca să poată fi înconjurat cu ușurință și să se poată celebra liturghia cu fața la popor. De aceea, vedeți, altarul nu mai este lipit de perete, masa de jertfă, ci tocmai cât mai în față, una, ca să poporul să poată urmări cu mai bine celebrarea Sfintei Liturghii și apoi ca preotul, după cum recomandă noua reformă liturgică, să celebreze cu fața la popor și să poată înconjura altarul, după cum cer normele liturgice, să-l poată incensa, să-l poată săruta și așa mai departe. Nu este greșit însă dacă a doua parte a liturghiei o celebrează preotul și cu spatele la popor, numai că nu s-a obișnuit acest lucru, totdeauna celebrăm cu fața la popor, întreaga Sfântă Liturghie. În majoritatea diecezilor se celebrează cu fața la popor întreaga Sfântă Liturghie. Altarul poate fi fix, așa cum este și acesta de aici din catedrală, sau poate fi mobil. Dacă este din lemn, poate fi mutat și pus înapoi pentru când se face curățenie, de exemplu, și așa mai departe. Masa altarului fix, în mod deosebit, trebuie să fie de piatră naturală sau din marmură, cum vedem că este altarul nostru, fără să mai fie nevoie să se introducă în altar o piatră consacrată, așa cum era cândva obiceiul. Picioarele altarului pot fi făcute și din alte materiale, dar solide și demne. Se obișnuiește ca masa de jertfă să fie monolit, dintr-o singură piatră, așa pregătită, tăiată, chiar dacă e mai scumpă și groasă, se recomandă să fie monolit.
picioarele sau piciorul altarului, depinde de ce stil arhitect, ce arhitectură are, poate fi din alt material, dar solid și demn. Se cuvine, dar nu este obligatoriu, ca sub altar să fie așezate relicve ale sfinților martiri, ținând cont că la început, mult timp, altarele și bisericile erau construite pe mormintele martirilor, cei care și-au dat viața pentru credința în Hristos. Dar atenție, nu trupurile martirilor aduc cinste altarului, ci altarul aduce cinste acestor morminte ale martirilor sau a relicvelor care se pun în altar atunci când este consacrat un altar. Încă ceva, chiar dacă un altar este ridicat în cinstea unui sfânt, anume, sau unui martir, altarul totdeauna este închinat numai lui Dumnezeu. Nu este închinat unui sfânt, chiar dacă se pun moaște ale sfinților în altar, undeva de desubt, cum prevăd noile norme. De ce este închinat numai lui Dumnezeu? Pentru că numai lui Dumnezeu îi este oferită jertfa eucaristică, jertfa lui Hristos. Din acest motiv, pe masa altarului, ceea ce rog pe preoți care urmăresc catehezele să fie foarte atenți, pe masa altarului nu trebuie așezate niciodată statui sau icoane sau relicve chiar ale sfinților pentru ca să fie onorate de credincioși. Nu au ce căuta acestea pe altar în timpul celebrărilor sfinte, pentru că altarul este închinat Domnului, numai lui Dumnezeu. Dacă avem relicve, cum vedeți și la noi aici, dar uneori mi se pare că se mai pun și aici relicviarul sau unde sunt puse moaștele sfinților pe altar, să fie mai ușor să nu se mai ducă preotul sau ministrantul până la credență, să ia de acolo. Nu, să meargă, să ia de acolo. Pe altar, în timpul celebrării, nu au ce căuta icoane, statui sau chiar relicviare de acestea ale sfinților, ca să fie onorate de credincioși. Se pot aduce la sfârșit, da binecuvântare cu ele și încă ceva, liturgia nu se încheie la altar, așa cum v-am explicat în alte catehezi, liturgia totdeauna începe de la scaunul prezidențial, dacă e preot, catedră, dacă este episcopul care prezidează liturgia și tot aici se încheie Sfânta Liturghie. Și tot de aici sau de acolo se dă binecuvântare cu relicva unui sfânt sau altul. Cât privește așezarea relicvelor în altar, se poate păstra acest obicei, dar în următoarele trei condiții. Să fie introduse undeva sub altar. Înainte a fost obiceiul ca în centrul mesei de altar să fie decupat, tăiat și acolo introduse relicvele sfinților. Nu, acum biserica cere ca aceste relicve ale sfinților, în special martiri să fie, sau măcar una din relicve să fie a unui sfânt martir, să fie introduse undeva sub altar, nu pe altar, într-o casetă adaptată la forma și dimensiunea altarului. Asta e o primă condiție. A doua, să nu fie fragmente minuscule din corpul unui martir sau unui sfânt. Să fie mai mărișoare, reprezentative. Și a treia condiție, să fie autentificate de biserică. Nu putem pune orice, că mi-a dat nu știu care, că ar fi de la. Nu, trebuie să fie autentificate cu semnătură din partea autorității bisericești. Altarul fiind simbolul lui Hristos și locul unde se săvârșește jertfa de pe Calvar, biserica, așa cum vedeți, îl înconjoară totdeauna cu tot respectul. Chiar dacă nu este, să spunem, tabernacolul în biserică, că sunt în alte părți tabernacolul cu Sfânta Eucaristie, poate fi într-o cămăruță aparte, dacă biserică, sunt bazilicele mari în Occident, este o sală specială pentru adorație și acolo se păstrează Sfânta Taină.
La noi se păstrează aici în față, așa cum vedeți, deși mai avem și acolo o cămăruță la intrare în dreapta, unde se făcea adorație. De acum, când se va termina catedrala veche, vom muta acolo adorația în perpetuă. Și spunea, biserica înconjoară întotdeauna altarul cu respect. Dacă nu este tabernacul, când începe Sfânta Liturghie, preotul este obligat nu să îngenuncheze, dar să facă o înclinare profundă. Dacă este și tabernacul, cum avem noi aici, îngenunchează și în fața altarului și în fața lui Iisus, prezent în Sfânta Taină din tabernacul. De asemenea, ca să vedeți cum venerează biserica masa de jertfă, preotul, după ce face înclinare în fața altarului sau îngenunchierea, merge totdeauna la început și sărută masa de altar, acolo unde Hristos își reînnoiește jertfa de pe calvar și unde ni se oferă ca hrană pentru sufletele noastre. De asemenea, la solemnități, tot masa de altar este și incensată cu cadelnița, cu tămâie, v-am vorbit despre simbolismul tămâiei. Tot legat de altar, vorbim în continuare de următoarele obiecte menite să onoreze masa de altar. Dacă ne uităm acum la masa de altar, cei care urmăriți la televizor, dar fiecare știe că a intrat într-o biserică, biserică romano-catolică sau orientală, avem fața de altar. Fața de altar, corporalul sau giulgiul sau sindonul se mai cheamă, pentru că la început s-a folosit o singură față de altar, confecționată din pânză de in. Era întinsă la începutul Sfintei Liturghii și luată jos după aceea. S-a păstrat acest obicei acum doar la Sfânta Liturghie din Joia Mare, seara, și în Vinerea Mare, când se distribuie Sfânta Împărtășanie, pe altar nu este nimic. La momentul potrivit este adusă fața de altar, aceea albă, întinsă, se așează Sfânta Taină adusă de la altarul lateral, cum avem noi în practica occidentală, și este distribuită Sfânta Împărtășanie. La sfârșit se strânge din nou și altarul rămâne fără nimic pe el. Dar atât, în Vinerea Mare, Joia Mare, când se termină celebrarea de seară, totul este luat de pe altar, atenția îndreptată doar către altarul lateral, pregătit unde este adorat în noaptea din Joia Sfântă și la fel în Vinerea Mare. În rest, altarul totdeauna este acoperit cu fața de altar. Și această față de altar amintește de giulgiul în care fusese înfășurat trupul mort al lui Iisus. Tocmai de aceea se numește și corporal, de la corpus, care înseamnă trup, sau giulgiu, sindon. De prin veacul al VIII-lea au început să se folosească mai multe fețe de altar, 2, 3 sau 4, cu intenția ca în cazul în care, din neatenție, se întâmpla ca preotul să răstoarne potirul cu sângele Domnului, să nu ajungă repede pe pardoseală, ci să fie absorbit de aceste fețe de altar. Și, sigur, în felul acesta era protejat mai bine trupul, sângele Domnului, ca și trupul lui Iisus sub chipul pâinii. A mai fost și obiceiul ca altarul să fie acoperit peste zi cu un material din mătase sau alt material prețios, brodat și înflorat. Se recomandă și astăzi ca după Sfânta Liturghie de dimineață, peste zi, altarul să fie acoperit cu astfel de învelitoare pentru a proteja fața de altar de praf sau, dacă sunt lucrări, cu atât mai mult în biserică, să fie acoperită fața de altar. În prezent, în normele liturgice, prevăd să se folosească măcar o față de altar. Nu mai cere 2 sau 3, măcar o față de altar. Atunci când se celebrează Sfânta Liturghie
sau când se distribuie Sfânta Împărtășanie în afara Sfintei Liturghii, sau când este expus Sfântul Sacrament în monstranță pentru adorație publică, adorație eucaristică. Totdeauna trebuie să fie fața de altar pusă pe masa de altar. Tot lângă altar sau pe altar avem crucea. În timpul celebrării Sfintei Liturghii, normele liturgice prevăd ca pe altar sau lângă altar, cum vedeți și aici în catedrală, să fie crucea, o cruce mai mare, așezată în așa fel încât să fie în văzul credincioșilor și în același timp să fie văzută și de preot, pentru că e jertfa crucii lui Iisus, Sfânta Liturghie. Poate fi și crucea procesională, numai că aceea este mai micuță. Poate fi și o cruce pusă între două lumânări pe altar. De ce crucea? Pentru a scoate în evidență că Sfânta Liturghie este reînnoirea jertfei de pe cruce a lui Iisus Hristos. Totdeauna crucea trebuie să fie în fața noastră. Și tot pe altar, cum vedeți aici la noi, sunt lumânările. La Sfânta Liturghie să fie aprinse pe altar sau lângă altar, se mai practică și acest lucru, puse în niște suporturi frumoase, aurite, lumânările. 2, 4 sau 6 lumânări. Iar dacă prezidează episcopul, să fie aprinsă încă una. Deci dacă sunt 2 și prezidează episcopul, regulile liturgice cer să fie pusă încă o lumânare, să fie 3. De preferat, lumânările să fie lângă altar, ca masa să rămână cu semnificația, simbolismul ei, ca masă de jertfă. La distribuirea Sfintei Împărtășanii, în afara liturghiei, totdeauna să se aprind 2 lumânări pe altar sau în alt loc, lângă altar. Chiar dacă se dă împărtășanie, deși Biserica nu recomandă acest lucru, împărtășania se dă în cadrul Sfintei Liturghii. Pentru motive foarte grave se poate da în afara liturghiei și, bineînțeles, în afara liturghiei, de aceea se și păstrează în tabernacol, Eucaristia, Sfânta Împărtășanie este dusă la bolnavi, cum facem noi de regulă de vinerea întâi din lună. La adorația cu monstranță, când Sfânta Taină este pusă în monstranță, o să vă explic eu îndată ce este monstranța, obligatoriu pe altar, pe masa de altar trebuie să fie, sau lângă altar trebuie să fie 2, 4, 6 sau mai multe lumânări și se obișnuiește să fie pusă și așa numitele brațe, lumini electrice, mai multe, 7 și 7, mă rog, numărul nu este chiar atât de important. Important e ca Sfânta Taină expusă pe altar pentru adorație să aibă întotdeauna alături lumânări aprinse. La adorația care se face doar cu pixi, da, aici nu știu dacă este obiceiul, se aprind cel puțin 2 lumânări. Lumânările aprinse sunt semn de cinste, de onoare. Chiar noi obișnuim la ospețe, la nunți, la cumetrii, masa principală, acolo să fie pusă și o lumânare sau mai multe lumânări, un sfeșnic cu 2-3 lumânări și așa mai departe. Este semn de onoare, semn de cinste, cu atât mai mult când vorbim de Iisus prezent în Sfânta Eucaristie. La Sfânta Liturghie mai semnifică lumânările aprinse și jertfa lui Iisus, care se consumă, se recomandă să fie lumânări naturale, să se vadă că ele se consumă, lumânarea arzând se consumă și este un simbol expresiv al lui Iisus care se jertfește, se consumă pe sine, dându-ne se și vărsându-și sângele pentru mântuirea noastră, așa cum se consumă ceara din care este făcută lumânarea. Acum se folosește ceară lichidă și este un rezervor, cum vedeți, în lumânările noastre, pentru practicitate, să nu se murdărească fața de altar, și ceara aceea se consumă, dar nu este vizibilă.
mai vizibil și expresiv pentru noi ar fi să fie lumânarea pe care o știm noi, naturală, și care vedem că zi de zi ea se consumă, dar se consumă făcând lumină în jur. Simbol minunat al lui Iisus, al jertfei lui Iisus care se consumă pe altar. Spunea Paul al VI-lea, de fericită amintire, jertfire de sine, lumină pentru alții, iată ce vrea să simbolizeze lumânarea de pe altar. Florile. Așa cum vedem și aici în catedrală, avem lângă altar, uneori pe altar, flori. Florile care sunt un semn de venerație, un semn de onoare. La început se puneau doar flori de trandafir sau de crin. Acum se pot pune și alt fel de flori, dar cu discreție. Să nu fie sufocat niciodată altarul de mulțimea florilor. Uneori se fac abuzuri în privința aceasta și vreau să laude fiecare. Ce flori multe avem noi! Ia uite ce la flori pe altar! Nu, își pierde sensul, nu se mai vede masa de jertfă. Masa trebuie să iasă în evidență, nu florile. De aceea ele trebuie puse cu discreție, să nu sufoce altarul cu mulțimea florilor, oricât de frumoase ar fi ele, oricât de frumoase ar fi aranjamentele care se pun acolo. Masa de jertfă trebuie să iasă totdeauna în evidență, nu florile. Ele onorează masa de jertfă, dar să nu fie exagerate niciodată. Și de preferat, și eu îi rog pe preot să fie atenți, în toate parohiile, chiar dacă este o parohie mai de la țară, mai izolată, florile care se pun la altar, dacă se pun, să fie flori naturale. În niciun caz flori artificiale, alea se pun la mort. Ori noi credem în Hristos că este viu, prezent în mijlocul nostru și merită Hristos să-i punem flori naturale. Dacă le avem, dacă nu avem, mai degrabă nu punem decât flori artificiale. Că sigur că e mai ușor, alea țin și 3 luni și 4 luni, dar nu. Demnitatea cere ca la altar să punem flori naturale și nu artificiale. Și încă o dată spun, să nu fie niciodată sufocată masa de jertfă cu flori. Cu atât mai mult, eu am spus, dar observ de multe ori că urmăresc pe internet, în unele parohii, nu se respecte. De exemplu, când e Crăciunul sau Paștele, se face scena nașterii lui Iisus sau scena învierii Domnului, chiar în fața altarului, să vadă lumea ce. Nu, nu aia e importantă. Importantă este masa de jertfă, nu scena nașterii lui Iisus sau scena învierii sale. Aia se poate face lateral. Ați văzut la noi, este făcută lateral aici. La fel și scena nașterii lui Iisus, undeva lateral, nu în fața altarului. Îi rog pe preot să țină cont de acest lucru. Masa de altar, masa de jertfă, cel mai important și sfânt lucru din biserică, pentru că este masa unde Hristos își renoiește jertfa de pe calvar și unde ni se oferă ca hrană, ca la un ospăț. Veniți și mâncați, veniți și beți, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Niciodată să nu fie sufocată masa de jertfă cu flori sau cu orice alt aranjament, oricât de frumos ar fi el. Mă opresc aici pentru că s-a terminat timpul. Așa cum v-am spus, nu mă grăbesc ca să dau peste cap. Vreau să explic cât mai pe îndelete fiecare din aceste lucruri care la prima vedere par foarte simple, dar este foarte util pentru noi ca să le înțelegem. Și în felul acesta să putem participa cu cât mai mare demnitate la fiecare celebrare sfântă și cu cât mai mare folos sufletesc, mai ales la jertfa sfintei și dumnezeieștii liturghii. Vă mulțumesc pentru atenție, acum vă dau binecuvântarea finală. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în viață. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământ. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin.
Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Slujitoare pe el a